Ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și purunea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care le ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se-n voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitorii noștri, și nu ne duce pe noi într-o ispită și ne izbăvește de cel viclean. Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i rog și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne întoarcă de la mulțumirea noastră, de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile pe care le-ai primit de la El, și ca o tămâie cu bun miros, ca o ardă tot bine primită, să-i fie Lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul găcinii noastre, vrem să-i rog și buna cerere și dorire crincioșor să-i rog spre bine să-L primească și cu milostivire totdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei Sale Biserică și întregului Său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i zbăvea Sfânta Sa Biserică și pe robii Săi, Chirică Maria Gheorghe, Maria Vasile, Eugenia, Constantin Eugenia, Mihai Profira, Constantin Maria, Mihai Elena, Traian Maria, Gheorghe și Maria, la împlinirea celor 50 ani de căsătorie și pe noi toți, de vrăjmași și văzuți și nevăzuți cu sănătate într-o lungime de zile, în pace cu ocrotirea îngerilor Săi, totdeauna se păzească pe credincioșii Săi rob, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, până mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Că vrea Sfânta curată, prea binecuvântată, mărita asemenea noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții S-au pomenit. De Dumnezeu, miluiește-ne! Preșește din viață și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.